Pe la Rucăr nu trece trenul, însă de o parte și de alta a Carpaților s-a promovat intens ideea unei legături feroviare de aici cu Brașovul, prin Zărnești sau Bran, dar și cu Bucureștiul prin Câmpul Lung. Dar cel mai important proiect susținut la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX a fost o cale ferată pe Valea Dâmboviței de la Rucăr la Găiești, cu legătură la Târgoviște, o inițiativă privată a patru fruntași rucăreni, respectiv Iosif Bunescu, Ion Anastase, Nae Ghica și Toma Giuglanu, inițiativă care însă nu a primit avizul Consiliului Județean Mușcel pe motiv că ar afecta interesele Câmpulungului și nici nu și-a găsit apoi creditare bancară. La Câmpul Lung am găsit foarte puțină lume și hotelierii, mai cu deosebire, se plângeau că nu au căutare. Drept însă vorbind, acești hotelieri sunt spaima vizitatorilor pretutindeni, însă la Câmpul Lung întrec orice margine. Am tras drept la hotel legal și înainte chiar de a mă da jos din trăsură, am remarcat o văznicie a chelnerilor, pentru că la observația mea că să nu fie prea pretențioși în prețuri, deci am început să râdă și să-mi spună: poftiți dumneavoastră jos și cât pentru prețul le veți vedea pe tablă. Când m-am dus să văd odaia, am rămas încremenit văzând prețul pentru o noapte. 12 franci, chipul la fațadă, deci cu vedere la stradă. Vă puteți închipui aplauzele cu care am primit aceste cuvinte. Biltul însă a fost mai moderat și destul de bine preparat. Masă. În condițiile acestea nu putem prelungi șederea mea în muntoasa capitală a Mușcelului și am căutat ca a doua zi să plec nepoftit la Rucăr, la frumosul și fermecătorul Rucăr, adevărata elveție românească, care se numește noul antreprenor al fostului hotel Ferdinand, schimbat astăzi în hotel Rucăr. Autorul, mie mi se pare puțin subiectiv, este un fan al Rucărului, în comparație cu Câmpul Lung. Hai să vedem ce... Am trecut peste drumul până la Rucăr, când povestește cum se întâmplă. Dar eu așa ajung eu nu și la Rucăr. Hai să vedem ce am găsit la Rucăr. La Rucăr am găsit mai multă lume decât la Câmpul Lung. Se referă la vizitatori. Nimic nu este schimbat nici în bine, nici în rău aici, în acest mare sat muntenesc. Ba încă pot zice că lucrurile merg din rău în mai rău, atât din cauza neîngrijirii sau nepriceperii întregului personal pro forma primăriei, cât, atenție, și din cauza geloziei ce au cei din Câmpul Lung, începând de la prefect, pe rucăreni, de gelozie pe rucăreni, pe care îl văd că sunt mai preferați. Și, drept cuvânt, trebuie să preferăm Rucărul cu aerul cel curat și cu traiul cel mai omenos, cu care ne cinstește cea mai mare parte a locuitorilor. Incursiunea mai amplă în istoria căilor ferate din Mușcel, realizată de către publicistul Sterian Pricope și care a fost prezentată la prima ședință din acest an a Cercului de Istorie, a atins și alte aspecte, cum ar fi reticența localnicilor față de tren, interesele personale ale boierilor locali în stabilirea traseului liniei Golești-Câmpul Lung, concurența acerbă dintre Rucăr și Câmpul Lung, patrioții mușceleni și transilvaneni care au pledat pentru o cale ferată pe la Fundata, afectarea Piteștiului de linia mușceleană sau modificarea fluxurilor comerciale locale de transport feroviar. Subiectul a provocat dezbateri și completări din partea auditoriului, ba s-a încercat să se imagineze și traseul concret al unei linii ferate între Câmpul Lung și Brașov, un deziderat care este valabil și în ziua de astăzi. Aș face o mențiune legată de familia lui Nicolae Rucăreanu. Nu erau chiar mușeleni, sau mă rog, mușeleni prin adopție, că taică s-o parcă venise din Macedonia. Da, da. Și și-a luat numele de Rucăreanu, că de fapt exact. Îl chema totul altfel. Dacă mi-am amintesc bine, el avea un interes, că a fost acuzat de interesele lui personale. Avea exploatări de pădure, el și Gheorghe Baștea, și de fapt asta trăgea pentru calea ferată. Că a ajutat și pe altă lume, exportul, negoțul și toată povestea era frumoasă. Dar el de fapt avea un interes personal, că acolo trebuia să treacă calea ferată, cât să exporte el lemn. Asta era ideea. Lemnul nu-l poți duce chiar ușor cu căruța. Și rucărenii degeaba s-au văitat, fiindcă modernizarea drumului a fost o prioritate. Prin 1894 parcă au terminat și modernizarea drumului către Brașov a trecut chiar prin mijlocul Rucărului. Deci n-a fost o investiție chiar mică. Și între cele trei variante, chiar stăteam să mă gândesc, pe care le discuta cu Balițiu, niciuna n-a fost pusă în practică din același motiv, că te încurcă geografia. Prin pasul Vulcan eu am fost cu bicicleta, urci până la 1600 de metri. N-ai cum să duci o cale ferată decât să găurești muntele. Păi de asta era și ideea. Prin pasul Buzăului, iar urci în tabla Buții, tot cam pe acolo. Modelul e foarte greu de traversat cu o cale ferată, ca și la noi. Probabil că la noi varianta către Zărnești ar fi urmat Valea Dâmbovicioarei,
Poienile de sub piatra Craiului, Valea Cheile Pisicii și Prăpăstile Zărneștiului. Poate aia era varianta care avea un calcul și pare a fi fezabilă, sau cealaltă pe Valea Chei, dar din nou la fundățica te cam curcai. Că n-am cum să ieși prin Măiciu decât tot, pe Valea Măiciu decât tot prin munte. Deci cred că geografia a încurcat și tocmai este momentul în care, m-am uitat așa un pic pe net, au făcut calea ferată pe Valea Prahovei în perioada aceea, pe Valea Oltului și au ales cursul unor râuri, mult mai practic pentru cale ferată. Susținut de extrase din presa vremii și de alte materiale bibliografice, materialul realizat de Sterian Pricope s-a bucurat de interesul și de aprecierea celor din sală. Următoarea ședință a Cercului de Istorie a fost anunțată pe data de 15 februarie.